Bine v-am regăsit! Sper că nu vă deranjează foarte mult acest cadru, dar având în vedere că sunt în concediu, trebuie să mă adaptez cumva ca să pot filma așa cum v-am promis, reading vlogul despre 1984, cartea arhicunoscută a lunii februarie pe care chiar voi ați ales-o. Așadar, citim 1984 de George Orwell, o distopie, cam asta era tot ce știam înainte să mă apuc de citit, o carte care ne vorbește despre celebrul Big Brother. Chiar am impresia că din această carte s-a născut ideea de Big Brother care ne supraveghează în permanență, acel frate cel mare, dar voi descoperi citind, desigur, 1984. În momentul în care vorbesc cu voi, deși vă promisesem că vom face câte un mic update la fiecare 100 de pagini, am ajuns la pagina 72 din această poveste și pur și simplu am simțit nevoia să vă vorbesc deja despre 1984, pentru că am văzut că unii dintre voi mi-ați spus că în funcție de clipul acesta veți decide și voi dacă vă veți apuca de cartea lui Orwell sau nu. Ei bine, pagina 72 până acum și vă voi spune pe scurt cam ce se întâmplă. Din start vă zic că mă tentează ca și acest clip, la fel cum a fost reading vlogul pentru Mexican Gothic, să fie cu spoilere, dar în momentul în care voi trece, să zic, de jumătatea cărții, poate voi semnala momentul în care voi face apel la spoilere, ba mai mult mă gândesc chiar ca ultima bucată a acestui clip pe care voi îl vedeți acum, doar aceea să conțină spoilere. Așadar, dacă nu ați citit cartea, deocamdată e safe să vă uitați în continuare, voi evita să dau niște detalii care v-ar strica lectura. Am aici și carnețelul meu roz, dacă nu-l cunoașteți, vă fac cunoștință cu el. E un carnețel micuț în care mie îmi place să-mi notez personajele, vârsta, ocupația personajelor, pentru că mă ajută cumva când am nevoie să mă întorc la personajul respectiv și să nu mai caut prin toată cartea unde anume se vorbea despre el. Așadar, am până acum notate câteva idei. Sper că puteți vedea așa pe repede înainte. M-am apucat de această carte în 19 februarie. Mi-am notat câteva personaje, l-avem ca personaj principal pe Winston Smith, un bărbat de 39 de ani angajat la Ministerul Adevărului. Această Londră a viitorului, pentru că această carte a fost scrisă în 1940 și imediat vă spun, n-aș vrea să greșesc. 1984, în 1949 a fost scrisă această carte, așadar 1984 era de fapt undeva în viitor. Și George Orwell considera la acel moment că în 1984 Londra va avea 4 ministere. Acest minister al adevărului unde lucrează și Winston Smith, Ministerul Păcii, Ministerul Iubirii și Ministerul Abundenței. Mi-am notat și un citat care mi-a plăcut tare mult din carte: nimic nu este ilegal din moment ce nu mai există legi. Cam asta ar fi regula în acea Londră a viitorului. O Londră pe cât de liberă ar părea, după cum v-am citit acel scurt fragmentel, pe cât de liberă ar părea, pe atât e de cenzurată, de fapt, și până la pagina 72, unde am ajuns eu, despre asta se vorbește, despre această Londră care îți interzice să faci tot felul de lucruri, dar nu ți le interzice la modul direct, ci ești în permanență supravegheat și în momentul în care sistemul, reprezentanții sistemului consideră că ai făcut ceva nepotrivit, atunci intervin. Cam asta ar fi regula de bază, un soi de comunism, să zic așa, pentru că ești practic urmărit de pretutindeni. Ai chiar și acasă la tine, în cameră, un ecran care îți spune din când în când ce să faci, prin care ești urmărit totodată, dimineața când te trezești trebuie să faci câteva minute de mișcare și așa mai departe. Da, acest Winston Smith, de care vă spun, are oarește porniri împotriva sistemului. Cel puțin asta am văzut eu până acum și anumite lucruri chiar îi se par nepotrivite. Și pentru că nu are cui să îi spună oful lui, pentru că ni se spune la un moment dat sau ni se dă de înțeles că inclusiv ceea ce gândești poate fi cunoscut de către cei care conduc, e cam riscant să faci orice, dar acest Winston
îndrăznește să pună bazele unui jurnal și începe cu data de 4 aprilie 1984. N-am să vă spun cu ce își notează acolo. Cert e că își notează ideile lui și revolta lui, ca să zicem așa. Deci vă dați seama că acel jurnal va fi un element cheie al acestei cărți, cel puțin eu așa simt la momentul actual. Da, facem cunoștință cu un personaj care se pare a trădat la un moment dat cel mai important partid, și anume Partidul Interior, dacă am reținut bine, și din acest motiv este considerat personajul negativ, persoana non grata din acest motiv, și toată lumea trebuie, are obligația să îl urască. Da, sunt tot felul de obiceiuri, atât la serviciu, cât și acasă, cât și în timpul liber, pe care oamenii trebuie să le facă din respect pentru fratele cel mare, acest frate cel mare care are tot felul de postere pretutindeni la intrarea în bloc. Chiar așa începe povestea, cu acest poster imens care se află atât în scara blocului cât și la intrarea în bloc și parcă te urmărește pretutindeni. E un bărbat cu mustață, undeva la 40 de ani aproximativ, 40 și ceva, și el ar fi, deduc eu, fratele cel mare, întruchiparea fratelui cel mare. Da, acum, pentru că am spus despre poveste câteva cuvinte, vreau să vă spun că mi-a fost de mare, mare ajutor faptul că mi-am făcut abonament pe aplicația Voxa, o aplicație despre care v-am mai vorbit de altfel. Nu am niciun beneficiu din partea lor și eu mi-am plătit abonamentul, 49 de lei pe lună, dacă mi-amintesc bine, 15 zile ai gratuit, după care costă 49 de lei pe lună, dar citești sau asculți, pentru că au e-book-uri și audiobook-uri, cât vrei tu de mult. Nu ai nicio limită, nu plătești în plus dacă ai ajuns la un anumit număr de cărți, și lucrul ăsta m-a ajutat enorm de mult și imediat am să vă arăt de ce. M-am bazat pe cartea pe care o am de câțiva ani, cumpărată de la Polirom din colecția Top 10 Plus, dar nu mică mi-a fost mirarea când, în timp ce ascultam pasaje din carte și am zis hai să urmăresc și partea scrisă, am observat că am efectiv pagini lipsă din carte. Deci aici ar fi trebuit să fie scris, nu ar fi trebuit să fie pagini goale, să ne înțelegem. Pagina 31 se termină așa, da, cu un este, și ar fi trebuit să continue pe pagina 32, care 32 și 33 de altfel nu există, și ajungem direct la pagina 34 și din nou avem o pagină lipsă. Cam asta e ediția pe care eu o am de la Polirom și din fericire am avut Voxa și am putut să ascult și aceste pagini lipsă. Și tot cu ajutorul audiobook-ului, combinând din când în când cu cititul din cartea fizică, am ajuns la pagina 72. Am să vă țin la curent ce se mai întâmplă aici, ce ne mai spune Winston, n-am să vă dau prea multe detalii, pentru că am impresia că această primă parte a cărții se axează foarte mult pe a-ți prezenta lumea respectivă, acea Londră din 1984, așa cum și-o închipuia Orwell la momentul scrierii cărții. Nu vreau să vă fur plăcerea de a descoperi voi înșivă această lume, tocmai de aceea, în momentul în care ne vom revedea, nu voi mai ține cont de numărul paginii, pur și simplu voi reveni în momentul în care se va întâmpla ceva efectiv în carte, nu voi reveni dacă doar se insistă pe descrierea acestei lumi. Vreau să o descoperiți și voi așa cum o descoper și eu acum. Bun regăsit pentru încă un mic update din 1984. Eu am ajuns undeva la pagina 250 din cartea lui George Orwell. Am ajuns practic la partea a treia, pentru că așa este structurată cartea. Are partea întâi, partea a doua și partea a treia. Partea a doua mi s-a părut cea mai lungă, recunosc. Și a continuat să se axeze oarecum pe a descrie această lume distopică pe care a creat-o Orwell. Ce aș putea să vă ofer ca noutate, și nu o consider ca fiind un spoiler, pentru că cred că cu toții ne așteptam la acest lucru,
Și în această carte avem de-a face cu o poveste de dragoste. Fiind vorba de vremuri atât de dificile, parcă cumva era firesc ca autorul să strecoare acolo undeva și o mică poveste de dragoste. Așa că l-avem pe personajul nostru principal, pe Winston, care ajunge să se îndrăgostească de o colegă de serviciu, i-aș spune, pentru că la serviciu se cunosc, pe nume Julia, o tânără de 26 de ani, iar el are 39, dar nu vârsta este un impediment, ci oarecum un impediment ar putea fi acest regim deloc prietenos cu ceea ce înseamnă relații și o viață normală. Pentru că în această lume creată de Orwell, singurii care au dreptul să aibă relații și să-și facă o familie sunt așa zișii proli, adică pătura cea mai de jos a societății, dacă îi putem spune așa, până la urmă oamenii care sunt cei mai sau cel mai desconsiderați în acele vremuri sunt de altfel cei care duc o viață oarecum normală. Personajele Winston și Julia își dau seama că până la urmă prolii sunt cei care au cu adevărat o viață în acele vremuri și nu ei care sunt oarecum privilegiați. N-am să vă dau detalii cum evoluează relația lor, cum ajung să se cunoască, pentru că vă dați seama, fiind o relație practic interzisă, cei doi se întâlnesc pe ascuns, fac tot posibilul să nu fie descoperiți, dacă vor fi ei descoperiți sau nu, în cine pot avea încredere și în cine nu, veți descoperi singuri. Mă gândesc că în a treia parte, când ne vom revedea și eu voi fi terminat cartea, mă gândesc că atunci să vorbim ceva mai deschis și să folosesc și spoilere, dar oricum am să vă anunț din timp, așa că dacă nu vă doriți spoilere, veți putea pur și simplu sări peste acea parte. Cert e că cel de-al doilea sau cea de-a doua parte a cărții se termină cu o răsturnare de situație. Recunosc că nu m-am așteptat neapărat la așa ceva, așa că sunt tare curioasă să văd ce se întâmplă în cea de-a treia parte a cărții, mai ales cu Winston și cu Julia, dar și cu lumea respectivă în sine, dacă cei doi reușesc să schimbe ceva sau, din contră, se vor integra și ei și vor deveni pur și simplu niște adepți ai fratelui mai mare, niște adepți care nu gândesc, practic, care nu au nimic de comentat, nu au nimic de obiectat, singurul lor scop în viață fiind acela de a respecta fără să crâcnească niște reguli de care sunt conștienți că sunt absurde, dar pur și simplu le vor accepta și își vor continua viața, sau, habar n-am, poate totuși relația lor va lua o altă turnură, nu știu încă la ce să mă aștept. Cert e că da, și prima și cea de-a doua parte din carte, mai mult cea de-a doua chiar, n-am să vă spun de ce, dar acolo mi s-a părut că facem și mai mult cunoștință cu această lume distopică și cu regulile pe care oamenii sunt nevoiți să le respecte în acele vremuri. Așadar, nu avem parte de foarte multă acțiune până acum, în primele 250 de pagini, și gândiți-vă că eu mai am de citit din carte sub 100. Deci am să revin la final să vă spun și vouă ce s-a întâmplat până la urmă cu acest cuplu. După cum am spus, dacă mă decid să vorbim cu spoilere, să vorbim deschis despre această carte, am să vă semnalez minutul la care să săriți dacă nu doriți să aflați detalii din poveste. Cert e că mie îmi place să urmăresc clipuri cu spoilere, chiar și în cazul cărților pe care nu le-am citit. Nu neapărat mă deranjează lucrul ăsta, dar știu că sunt mulți dintre voi care preferă să descopere poveștile singuri. Unii dintre voi știu că nu citesc nici măcar rezumatul de pe spate, nici măcar sinopsisul, dar pe mine nu mă deranjează neapărat lucrul ăsta. Recunosc și că treburile astea m-au înșelat de multe ori și mă așteptam la cu totul altceva de la o carte, dar până la urmă asta e. Nu mă pot abține să aflu câteva detalii înainte de a începe o carte. Și apropo de relația celor doi, că stăteam să mă gândesc dacă e vorba de un spoiler sau nu, cred că pe aplicația Voxa, atunci când am citit descrierea cărții, e specificat faptul că acest Winston va începe la un moment dat o relație cu
tânăra Julia. Așadar, dacă aveți Voxa, aplicația de care v-am spus că m-am folosit când și când pentru a citi mai departe cartea 1984, am apelat la versiunea audiobook de acolo. Dacă vi se va părea utilă acea versiune, să știți că veți găsi acolo și cartea în format audiobook. Și cred că e și e-book, așa că puteți să citiți cartea și de acolo dacă nu aveți în format fizic. Rămâneți pe aproape, urmează să povestim și despre finalul cărții, impresiile mele per general și să vedem câte stele îi voi acorda. Dragilor, ne vedem pentru ultima parte a acestui clip. Am terminat și eu 1984. Suntem într-un cadru așa mai întunecat pentru că am terminat-o seara și am zis să și vorbesc imediat cu voi despre poveste. Nu vă faceți griji, în momentul în care voi apela la spoilere, voi oferi ceva mai multe detalii, am să vă atenționez și am să vă notez minutul la care să derulați, astfel încât să nu ascultați spoilere dacă nu vreți treaba asta. Avem așadar cea de-a treia parte a cărții, o parte, aș spune, cea mai dramatică parte a cărții, cea mai dramatică parte a poveștii și, zic eu, e cel mai greu de digerat. Pentru că acolo vedem cu adevărat ce se întâmplă în acest regim extrem de dur, un regim care îți vinde iluzia că nu există reguli, dar care de fapt te pedepsește pentru orice consideră că reprezintă o abatere. Îl avem pe personajul nostru principal, pe Winston, care el însuși ajunge să facă cunoștință cu aceste pedepse. N-am să vă spun în ce context, n-am să vă spun de ce, pentru că nu vreau deocamdată să apelăm la spoilere. Cert e că dacă sunteți sensibili, aceasta nu este o lectură pentru voi. Sunt acolo niște detalii destul de greu de digerat și nu știu de ce, nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă celor care ați citit cartea, dar m-a dus extrem de mult cu gândul la comunism și la poveștile, cărțile pe care le-am mai răsfoit eu și în care se vorbea despre acest regim comunist și care vorbeau despre pedepsele ce se aplicau în acele vremuri. Spuneți-mi dacă ați citit cartea și dacă vi s-a părut și vouă că aduce destul de mult cu acele vremuri. Mie mi s-a părut întocmai. Plus că mi s-a părut interesant faptul că această carte, fiind scrisă în 1949, George Orwell a știut exact cam ce urmează să se întâmple prin anii 80. Mi s-a părut foarte interesantă treaba asta. Revenind, am să apelez acum la câteva spoilere pentru cei care nu vreți, am să vă notez minutul la care să săriți astfel încât să nu le ascultați. Bun. Îl avem pe acest Winston care ajunge să fie pedepsit pentru că, nu-i așa, la finalul celei de-a doua părți, atât el cât și Julia sunt prinși de poliția gândirii după ce au fost turnați, ca să spun așa, de acel bătrân care le-a vândut iluzia că le închiriază o cameră cu toată bunăvoința, dar și de O'Brien, colegul lui Winston, pe care acesta ajunsese să-l considere un prieten. Așadar, avem de-a face cu doi trădători, dar după cum veți descoperi, nu sunt singurii. Un vecin de-al lui Winston a fost părât poliției gândirii chiar de către fica sa de 6 ani, pentru că în timpul somnului a vorbit și a vorbit ce nu trebuia la adresa fratelui cel mare. Da, Winston este capturat, așa cum v-am spus, iar cea de-a treia parte se concentrează strict pe pedeapsa ce este aplicată acolo în detenție. Nu prea știm ce se întâmplă în schimb cu Julia, pentru că nu ni se oferă detalii despre pedeapsa ce îi se aplică acesteia, dar știm că Winston este bătut, este torturat, nu știm exact perioada de detenție, pentru că nu ni se spune![![››![==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 
cu precizie. Cert e că ajunge să slăbească extrem de mult și este umilit. Asta mi s-a părut cel mai greu de suportat dintre toate pedepsele. Pentru că la un moment dat, când încă are puterea de a spune că el este omul care ar putea schimba totul, O'Brien, pentru că O'Brien este unul dintre cei care, să spunem, decide ce pedepse să îi se aplice, O'Brien vine și îl pune în fața oglinzii. Bineînțeles că Winston are un aspect total dezagreabil și spune: ei bine, uite-te în oglindă, ți se pare că tu ești omul care ar putea să schimbe ceva? Și bineînțeles că asta e umilința maximă, pentru că atunci se vede și Winston în oglindă după foarte multă vreme. Da, bineînțeles că aceste torturi ajung să-l schimbe pe Winston și ajunge să fie de acord cu tot ce îi se spune, chiar ajunge să spună că 2 plus 2 fac 5 doar pentru că așa vrea partidul. Însă, cea mai mare pedeapsă, aș spune eu, se aplică în camera 101, o cameră de care fuge toată lumea. Winston nu știe ce se află în această cameră, dar descoperă, pentru că O'Brien decide să-l trimită acolo. Este o cameră în care te confrunți cu cele mai mari temeri ale tale, indiferent ce sunt acestea și cât de banale ar părea. Spre exemplu, dacă ți-e frică de paianjeni, vei fi cu precizie torturat în acest fel și, nu știu, probabil vei fi înconjurat de paianjeni în camera 101. Pentru că Winston se teme cel mai mult de șobolani, va avea parte de șobolani din plin și va fi, de altfel, pedeapsa supremă care îi va fi aplicată. Așa că dacă aveți oroare de așa ceva sau dacă, nu știu, eu am simțit, spre exemplu, o revoltă imensă față de aceste pedepse, dacă credeți că nu puteți gestiona astfel de sentimente, nu v-aș recomanda cartea asta. Și acum, pentru că am terminat cu spoilerele, zic eu, părerea mea despre carte a primit din partea mea 4 stele din 5. Nu pot spune că nu mi-a plăcut și că de asta i-am scăzut o stea, ci pur și simplu mi-aș fi dorit altceva de la cartea asta, nu știu, poate mi-aș fi dorit un pic mai multă acțiune, să se întâmple ceva mai multe lucruri până la acel deznodământ. Am fost de acord cu acel final, chiar dacă nu știam exact la ce să mă aștept, nu m-a deranjat, dar parcă mi-aș fi dorit să fac cunoștință un pic mai mult cu acea lume, nu prin descrieri, ci prin fapte, prin acțiuni, prin, habar n-am, tot soiul de obiceiuri de ale oamenilor. Mi-ar fi plăcut mai mult să descoper astfel această distopie decât prin descrieri. Eu nici nu sunt atrasă de descrieri și probabil și din cauza asta. Dar, per general, o carte foarte bună, o carte în care, nu știu, cred că și pe Goodreads am lăsat un review în sensul ăsta, parcă mi s-a părut pur și simplu o lume reală și nu imposibilă, nu știu de ce. Cred că într-un fel sau altul trăim într-o astfel de lume în care avem doar senzația că suntem liberi, dar de fapt trebuie să respectăm o mulțime de reguli și da, uneori ajungi să fii pedepsit chiar fără să fii conștient că ai greșit ceva și uneori chiar ajungi nevinovat să fii pedepsit. Dar da, o carte foarte bună, o carte care te revoltă, asta am simțit eu în principal, revoltă, pur și simplu îmi venea la un moment dat să intru în carte și să dau cu capul de pereți unele personaje, atât de mult mă enervau, nu neapărat pentru gesturile lor, pentru pedepsele pe care le aplicau altor persoane, ci pentru acea senzație că ei erau invincibili și că ei puteau să facă orice în timp ce tu erai pur și simplu un nimic în mâinile lor. Asta m-a deranjat cel mai mult la cartea asta și recunosc că m-a enervat teribil. Nu-mi place acea senzație de tu ești cel mai bun, tu ești cel mai tare, nici în viața de zi cu zi, dar mai într-o astfel de carte unde această impresie e dusă la extrem. Cam asta am avut să vă spun despre cartea lui Orwell. Mă bucur că am ajuns în sfârșit la ea, cartea arhicunoscută a lunii februarie, o carte pe care voi ați ales-o și datorită vouă am descoperit-o acum. Spuneți-mi dacă ați citit-o voi, dacă vă tentează să o citiți,
Pentru că, da, vă spuneam că e vorba de o poveste de dragoste acolo, însă nu este acea dragoste la care poate vă așteptați nici pe departe de... E departe rău de genul romance. E mai mult acea nevoie de a avea lângă tine un om care să gândească la fel ca tine și nu despre acea dragoste pură sau eu mai știu. Deci cam despre asta ar fi vorba între Winston și Julia. Așa că să nu vă faceți speranțe sau griji în funcție de unde vă plasați legat de această poveste de dragoste dintre cei doi. Bineînțeles că în finalul finalului aflăm și ce s-a întâmplat cu Julia. Nu am de gând să vă spun lucrul ăsta, veți descoperi singuri. Cert e că e o carte destul de grea, așa că înarmați-vă cu răbdare și cu tărie, să spun așa, ca să o puteți duce la bun sfârșit. Cam asta am avut să vă spun, noi ne vom revedea sâmbătă, sper că v-a plăcut acest mic reading vlog, aștept jos în comentarii părerea voastră despre ea sau dacă, nu știu, clipul ăsta vă determină și pe voi să o citiți, de ce nu? Iar noi ne vom revedea, așa cum ziceam, sâmbăta viitoare, cel mai probabil cu un wrap-up, pentru că, da, aceasta e ultima sâmbătă a lunii februarie, iar sâmbătă viitoare vom fi deja în martie. Cred că e momentul potrivit, chiar dacă pentru mine nu a fost o lună tocmai reușită, am să vă spun sâmbătă viitoare din ce motiv nu a fost o lună reușită prin comparație, spre exemplu, cu luna ianuarie. Vă salut cu drag, lecturi frumoase să aveți!